Copacii bătrâni și găunoși de la Dărănești au dispărut. Reprezentanții Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Petroșani și-au scos oamenii în stradă pentru a tăia și toaleta copacii care reprezentau un pericol public. Colegii mei au acționat astăzi în zona Dărănești, acolo unde au fost îndepărtați copacii care obstrucționau traficul în zona de la intrarea în orașul Petrila. Zona respectivă era un pericol pentru conducătorii auto și pentru cei care tranzitau zona, mai ales în perioada în care vântul sufla cu putere. Având în vedere că pomii erau bătrâni și găunoși, aceștia puteau oricând să se rupă și să se întâmple o tragedie. Trunchiurile de copaci vor fi duse în primă fază la Sera din Petroșani.